Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod. Data aceasta de Clone Drone in the Danger Zone. Nu de mult am postat primul episod de Clone Drone în care am terminat capitolele 1 și 2. Acum mai trebuie să facem capitolul 3, capitolul 4 și capitolul 5. Nu știu sigur dacă o să le facem pe toate într-un episod, dar vom vedea. O să dau restart chapter 3, dacă nu mă înșel. Dați-mă o secundă. Pentru că s-ar putea ca eu să fi încurcat ceva, dar hai că facem acum. Restart chapter 3, o să dau. Și ar trebui să mi se încarce. Bun. No chance. Pământul nu are nicio șansă. Vine flota, că mai știți că ne-am întâlnit cu oamenii și acum ne povestește doamna aia. Ce se întâmplă că vin roboții. N-avem nicio șansă. Ăștia sunt roboții mei, bun, am rezolvat. Că n-avem nicio șansă. Acum le arată ce... Și că atunci când ajunge flota de roboți... Ok... Că nu mai suntem oameni... Și că nu mai funcționează armele oamenilor împotriva... Și că dacă ne transmitem mintea... Pe... Navele lor, o să învingem. Acum... Ne zice că practic trebuie să intrăm într-o clădire. The fleet communications beacon. Și în clădirea aia, din clădirea aia ajungem noi. With the business robot transfer system in the low security floors. This is how we will get you into the building. You will both have some fresh new bodies, so pick whatever upgrades you want. Ok, acum ne lasă să băgăm niște upgrade-uri noi. O să iau energie la primul corp. Și la al doilea nu pot să iau nimic, pentru că nu mai am upgrade-uri. O să începe misiunea. Ok. Deci noi suntem doi. We are in. Head upstairs when you're ready. Apăs, I will be watching. Apăs T ca să-mi transfer conștiința la celălalt. Pe turcoază îl cheamă J. Harrell, mai țineți minte? Și pe... negrul cheamă Ronnie McDowell. Ronnie McDonald, glumesc. Intrăm în lift și cred că trebuie să ne luptăm cu niște roboți. Da. De data asta nu mă mai torturează nasul. Să zicem, nu se știe. Oh, nu! Roboți, înarmați-vă! Oamenii murdari intră printre noi, zice ăsta. Păi nu sunt murdar! L-a omorât pe omul meu! L-a omorât pe celălalt! E clar că AI-ul nu se pricepe la lupte. Și s-a și respawnat. Așa. Iată, asta o să-mi transfer mintea în el. Ca să... That robot on the screen was the fleet overseer. Looks like we'll have to go through it once we reach the mainframe. Ne explic aici că robotul ăla care a vorbit a fost un fel de general care are grijă de flotă și trebuie să-l batem ca dacă vrem să ne transferăm mintea. Oh, nu, l-a omorât pe celălalt. Și avea ciocan. Și acum trebuie să mă lupt cu ăștia cu sabia. Oricum, dacă mor, nu se întâmplă nimic, numai că iau de la capăt. Nu pierd salvarea. Hai că putem, nu e așa de greu.
Hai să ne schimbăm mintele asta cu ciocan, că mi se pare că e mai util ciocanul decât sabia. Bine, cei drept poți să parezi cu sabia și să parezi săgeți, dar eu zic că cu ciocanul n-apucă să tragă. Hai să trecem la următorii. The high security floors are just ahead. Și că high security. You may find it useful. Dacă am adus un arc. Ai de capul meu. Cât sus? Arca și Spider-Tron. Pe Spider. Ah, am scăpat de ei ușor. N-am arc pe ăsta, să vedem dacă am arc pe celălalt. A, pe ăsta am arc. Ci că e util arcul. Hai să-l ascultăm și să facem. Oh, nu! Mai ține minte cineva? Robotul ăla mare și mov de la sfârșitul capitolului 2? Ei bine, ăsta e exact acel robot, numai că are și armură. Nu știu cum l-am învins dintr-o dată. E ceva noroc. Adică, cred că i-am dat într-o zonă super sensibilă. Unde nu purta armură. Ok. Oh, nu! Roboți roșii cu armură m-au omorât și îl mai am numai pe tipul ăsta. Dacă mă omoară, vezi că îmi transfer mintea la celălalt. Am cumva așa două șanse. Oh, nu! Yes! Oh, nu! Și eu singur contra... Nu cred. Îs roboți arcași roșii cu armură. Și Spider-Tron cu armură. Spider-Tron 5000, da, dar totuși. Hai să încercăm un 360 pe ei. Adică o schemă. Dar nu, mi-a mers, yes. Ah. Adică, acum le reflect săgețile înapoi în ei. Yes. L-am omorât pe unul cu propria săgeată. Așa, și mai rămâne numai Spider-Tron. Am uitat că am kick. Și că pot să-i dau cu piciorul. Îl tăiem direct. Yes, iar ochiul. Am ieșit învingători. Ok, hai să vedem. Mă duc pe liftul ăla. Oh, nu! Oh, nu! Mi-au dat cu bombe de alea. Știți că Spider-Tron a urcat niște bombe. Mă întorc la ăsta cu ciocan, că tot mai OP, mi se pare. Mă, că știe! Mă, că știe ăsta drumul! Știe! Serios. Așa, mă rog. Deci, m-am uitat. Dacă vrem armură... Nate, that looks useful. Yes, îmi dă și ăsta armură. Îmi dă armură, yay! Mi-a dat armură! Gândește-te să ai ciocan de foc cu armură. Ai de capul meu. Și nu trebuie să te gândești la asta pentru că e adevărat. Am ciocan de foc cu armură! Hai, mă! Muzică de lift. Mi-au băgat pentru câteva secunde muzică de lift. Muzică de lift! Oh, nu! E timpul să-mi transfer mintea la celălalt. Și să devin cel mai bun arcaș din oraș. Mai bun decât ăștia. Ăla s-o omoră singur. Cel mai bun arcaș din sat. Arcaș cu kick. A trecut săgeata prin doi. Bă, n-am energie să trag. Capul jos, următorul. Oh my god, și de ea cu... Pește-i luăm rapid cu kick. Acum realizez cât de OP e kick-ul, de fapt. Când ai mulți... Păcat că n-are și zona asta niște comentatori de aia. Știi cum erau în arenă, de toți ziceau chestii. Bine, are sens că suntem într-o clădire militară.
De ce s-ar trebui comentatori într-o clădire militară, serios? Ok. Hai să ne bage, să ne mai bage o dată muzica de lift. Nice job. We're getting close. Muzica de lift. Mă schimb cu pe asta cu ciocanul fără supărare, dar e prea OP. Oh, nu. Ce să știa? Ăla e un robot cu ciocan de foc și cu jetpack. Ai de cap, mă. Și mă ajută tipul ăsta. Yes! Yay! L-am bătut și pe el. Suntem de neînvins. Hai să ne mai bagi o dată muzica de lift. The mainframe is just ahead. Good luck. Haide. Beau suc și ascult muzica de lift. Glumesc. Oh, nu, am uitat. Ăsta are laser. Și mi-a omorât prietenul. L-am omorât, deci ăsta trebuia să fie un boss și l-omor dintr-o lovitură, serios? Hai să... Cutscene! Hold on, I'm establishing an uplink. Și că caut acum conexiune. Oh, nu, ne-a turtit la... Știți împăratul ăla? De... Tell me, Amelia, is your favorite color still 5,000 lines of hostile injection code? Ah. Getting physical access to this mainframe was quite impressive. Și că au găsit acces pe servere. I see you. Dar acum a găsit-o pe ea, că ea era un fel de minte super de mai multe servere. Every server, they will all burn. Și acum a găsit fiecare server și le distruge, că ea era un minte pe mai multe servere. Și acum le-a distrus și o să moară. Oh, nu! O distruge! A murit Emilia! A murit Emilia! Dar... După capitan, prin multe holuri, aici sunt armatele, că ăștia urmează să atace pământul. Unul dintre roboți, din rândurile din spate, este Ghiscine. Noi. S-a terminat capitolul 3. Cam rapid. S-a terminat capitolul 3 și eu mă pun pe boțuc. Băi, de ce nu se închide? Mă rog. Nu mă bag. Gata. Dăm continue și mai facem încă un capitol, că de ce nu? Se încarcă... Începe capitolul nou! Băieți și fete! Oh, nu! Ce se întâmplă? Și ce-s roboții aia furioși din colț? Din colțul de stânga sus. Și că mă bagă ăștia la închisoare. Mă bagă la închisoare. Mă trage prin tub și mă bagă la închisoare. Înainte să moară... Înainte să moară mi-a trimis un mesaj, Emilia. Și că mi-a băgat un virus în creier. Ca să... Știi cum? Apăsam eu T. Și mă transferam la diferiți... Mă transferam între eu și prietenul meu. Acum m-a băgat, dacă mor, să pot face asta cu oricine. Uite, m-a omorât robotul ăla, m-am transferat în mintea lui și am devenit el. Și-o dat seama ăștia, o să-și dea seama. Unitatea cu... Și-o dat seama că îmi pot transfera mintea, oh nu. Kill it! Mi-a zis it, adică mi-a zis de zici că aș fi animal sau obiect. Is om.
Nu animal și sau obiect. Mi-au zis it și în engleză it înseamnă animal. Se referă la el numai că pentru el slash ea, numai că pentru animale și obiecte. Hai să vă las cu gramatica, cu gramatica și să continuăm. O, nu! Băi, dracu! Ah! Aproape m-a nimerit! Trebuie să scap de asta cu foc prima dată. El e cel mai periculos. Ăștia pot rezista. A, cheamă întărire ăștia. Băi, chill. Chill, lăsați-mă că atâtea întăriri. O să las pe ăla cu ciocan mare. O să las pe ăla cu... M-a omorât ăsta, fugiți. Mi-am transferat mintea în el. V-am mai arătat încă o dată când pot face. O, nu, și de aia cu suliță. Ce? Nu. De ce? Nu vreau. A, și pot da kick, am kick, am kick, am kick, am kick. Ha, hai de capul meu. Mai am numai 3 transferuri, că acolo în stânga sus îmi arată de câte ori mai pot transfera mintea. Înainte să mor de tot. Că ar fi cam ciudat să mă transfer la infinit. Come on, nu faceți prostii, haideți la mine. Prea troll le dau. Eu zic, o, te omoră, măi! Și eu nu prea cred. Ok, următoarea zonă. Și o să fie și checkpoint-uri de unde îmi pot încărca transferurile. Și cam au ajuns pe pământ. Ăștia sunt navele oamenilor care apără. Cică cum îs încă viu? Păi așa bine. Cică mor acum. Nu prea cred. Am omorât 3 deodată cu un singur jetpack mod. Oh, m-a transferat în ăsta, super. Grozav. Yes, l-am bătut și pe el. Acum am super de ăsta puternic cu ciocan. Cred că aici mă duc? Habar n-am. Nu mai țin minte. Aici? Ah, da! Am super ciocan. Magic ultra ciocan. Unde ajung? Hai să le tragem o dată una la capitan. Să-i tragem o dată una la capitanul ăla. La capitana, mă rog. Ah, îs ăștia. Bă! Tu, jocule! Tu... Eu am super ciocan cu foc și tu îmi dai prichindei de ăștia mici cu sabia. Și am și jetpack și kick n-am, dar... Am ciocan cu foc, jetpack și armură și tu îmi bagi de ea de level 1. Albaștri. Da, ești... Da, ești om scăpat și că o trimis un diplomat, eu... Era o capcană. O, bă, dragoni! Ho! Ho, tu vrei să mă lupt cu dragoni? Ho, mă! Totuși... Totuși, dragonul îmi dă și cu coada. Ok, am omorât dragonul. Sau crocodil, sau ce-o fi. Asta vrea să mă lupt cu dragoni. Ah, și mai... Credeam că mai e un dragon. Dar s-a omorât în 3, pum, pare eu. Am scăpat și de aia. Ah, pe aici trebuie să iau. Ce? Știi că aveam de aia cu Sabimov? Acum avem... Și cu săbii portocalii cu foc. Acum avem sulițe cu foc. Și dacă nu mă înșel ăștia mob, pot să dea și kick. Mi-a dat kick. Mi-a dat kick unul cu sulița. Și ăsta are suliță cu foc. Numai. Eu să bea un de-asta cu ciocănita. O supraviețui de acum. Scutul ăla din ce-i făcut? Din adamanțiu. Adamanțiu de la X-Men. Din care are Wolverine gherle.
Nu știu dacă ați văzut filmele sau așa. Ăștia stau și se uită. Ăștia stau și... Bă, l-a trimis pe ăsta să se lupte. Și... a murit. Nu-i prea bun, e bun numai la diplomație. Ah! Yes, m-am transformat într-un alt de ăsta cu... Și ca să încercăm fiecare alt om. Ho, ho, nu încă, că mai avem până acolo. Hai mă, fă ceva. Ship combat initiated. S-a inițiat lupta navei. Bă, cât să-mi bagi? Sunt patru și mai erau și arcași sus. Și arcașii apun pe eu că coboară să mă campeze. Bă, am zis eu că coboară să mă campeze. Am ciocan. Ai uitat că nu pot bara săgețile cu ciocanul? Sau poate intenționa... Dar n-are cum intenționa, că n-are de unde să știe că m-am transferat. Oricum nu jocul îmi pune el. Astea e făcut direct de developeri. Anyways. Yay! I-am bătut și pe ăștia. Fugi. Yes. E ciudat cum... Vezi peretele ăsta? Se schimbă direct la peretele ăsta, fără niciun motiv. Yes, mi s-au încărcat la loc. No! Nu! Nu m-a aruncat în spațiu! M-a aruncat în spațiu! Nu! Ăsta m-a aruncat în spațiu! M-a lovit și m-a trimis înapoi pe aceeași navă. Ce? Și acum sunt în spațiu și nu pot să sar pentru că se lega de navă prin nu știu ce chestii magnetice. Și ăștia merg pe pereți și eu nu pot, uite. Dacă mă duc pe perete, numai că nu vreau să mor. Nu pot să merg pe perete. Ei cum pot? Nu mi se pare corect deloc. Și asta e fix același robot ca mine. De ce m-ai furat? De ce ți-am furat ăsta? Că practic eu l-am furat lui, nu el mie. Și uite cum zboară bucățile, ce satisfăcătorie. Oh, nu. Arcaș, am ciocan și nu pot să sar. Nu. Nu mi se pare corect deloc. A, dar ideea e că nici ăștia nu pot să sară. Serios, m-am făcut arcaș fix în cel mai crucial moment. Puh, cum s-a dus corbul. I-am tras și a murit. Și acum trebuie să-l... ciugulesc pe ăla până moare sau să mă las omorât de el? Eu zic să mă las omorât de el. Numai dacă nu-l omor acum, miraculos cumva. Ai, am tras una în piept, da. Yes, l-am... Și mai satisfăcător, nu pot. Nu mai pot, e prea satisfăcător. Hai zi-mi, dacă mai există tacticile mele de sniper și omor de aici. Ăștia se feresc de săgeți! Tacticile mele de sniper nu funcționează. Deloc nu funcționează. Sper că nu parează săgeții ăștia, că mă enervez. Nu! Yes, m-am transformat în el. Eu. Acum o secundă. Nu! Acum două secunde. Apoi, acum o secundă. Yes, m-am transformat în el. Ce, Doamne, e cu mine? Așa. Și că mă termină. Știi ce? Ăla-i mare. Mă las omorât de el, că... E de la MOV mare și ar trebui să... Ar fi fain să mă las omorât de el și să... Îmi dea un boost mare. Eu sunt acum robot de ăsta mic cu sabie și m-aș putea transforma în de la mare. Nu? Cred că asta e și părerea voastră. O să mă las omorât de el. Dacă nu-l omor cumva, miraculos. Știi ce? Hai, omoară-mă.
Hai mă, Omar, mă. Așa. Vezi ce mare bestie sunt? Și vine acum și eu. Imediat o să pot sări din nou. Te rog, Dumnezeu, dă-mi puterea de a sări din nou. Haide. Yes! S-a întors săriturile. Pot sări din nou. Mi-a dat Dumnezeu putere. Metaforic, că e vorba de un joc video. No! Yes. Nope. Nu mă omori. Ăsta se omoară singur, își spawnează bombele pe cap. Spider-Tron 6000, rip. A murit astăzi Spider-Tron 6000 la 0 ani. O, nu, săgeți. Băi, ăștia să... Aici o să pierd multe transformări, pum, pare eu. Mă arunc în chestia asta. M-am transformat în de-asta cu ciocan din nou, yay! Yay și nu yay, pentru că ăștia cu săgețile mă pot ripui foarte ușor. Fiți atenți! Tactici de profesionist! Tactici de profesionist. Apoi, nici măcar nu mai stau acolo. Îmi dau catapultă și îl zdrobesc pe ăsta de perete. No, bine, asta e ciudat. M-am transformat din nou în arcaș. Oh, nu, ce viață deprimantă. Ce viață deprimantă de arcaș. Oh, dragoni? Când ești arcaș, dragonii sunt ușor de bătut. Pentru că îți one hit. Și pentru că îți dau kick în lavă. Și pentru că ești dragon. Bă, îmi trebuie două picioare să dau kick. Dar am două picioare, mă. Le-am dat foc. Bă, și-și poate da boost dragonul. Duel între dragoni. Câștigă dragonul buff gamer. Nu vreau să mor, sunt dragon și... Dragon nu merit să mor. Să mă omoare cineva. Să mor e o chestie premium în jocul ăsta. Când ești dragon, să mor e o chestie premium. Trebuie să plătești 0 lei ca să mori. Pentru că e greu să fii dragon. Oh, nu, și acum... Ai de capul meu. Tipul ăsta are... și nu mă mai pot lăsa omorât de el, că nu mai am transferări. Trebuie să-l omor manual. Ca și cum aș fi în arena aia de la început, mai țineți minte. Poate îl joc o dată pe dificultate imposibil jocul ăsta. Și asta o să fie și mai greu de bătut. Deci mai bine nu mă plâng acum. Yes, mi s-au făcut transferările la loc. Yes, l-am bătut. Și acum... Oh, stai să-mi aleg unul care să mă moare. Să-mi aleg ăsta. Nu! Omoară-mă! Serios, arcașu? Come on, omoară-mă. Come on, așa. Sunt de asta mare și puternic. Mare și... Vedeți? Mă pot și lansa dacă vreau. Ne îndreptăm către inamic. Cine-o fi el? Oh, nu, chiar ne luptăm cu... Cu cine luptăm? Clar ne luptăm cu cineva. Ne luptăm cu capitanul! Voi vă dați seama ci că plec de pe nava asta în bucățele. Nu prea cred. O să pierzi tu în bucățele. Bă, deci ăsta îmi dă cu laser și eu am doar o suliță.
Și dita mai ciocanu. Ciocănita. Nu mă mai spăma cu lasere plus. Mori. Îmi dă cu bombe, omul meu. Și cu săgeți cât... Ok. Am uitat că mă pot transfera în alte corpuri. Păcat că nu mă pot transfera în el. Bă, mori. A murit. Bă, mă mai lupt și cu roboții ăștia. Nu vreți să știți cât de periculos sunt ăștia. Ăștia efectiv spawnează alți roboți. Și îs imposibil de omorât. Aproape imposibil. M-am transferat în corpul lui robot de spawnat. Ok. Și că gândurile mele sunt greșite când au zis că am câștigat, că cred că am câștigat. Nu-s greșite că vă bat ușor. Ok. Am ciocănita. Serios? Ăștia destul de ușor de bătut cu ciocănita. Restart. Hai să mai încercăm o dată. Ok. Mă lup cu ăștia. I-am luat pe amândoi. Ok. De data asta schimbăm strategia. Las pe ăla cu ciocănita să mă moare. Ciocănita, man. Ciocănita, man. Ciocănita, man. Omoară-mă! Bă, de ce? Tu ratezi intenționat sau ce? Tu ratezi sub intenție? Hai mă, omoară-mă. Nu, știi ce? Nu mă omoră. Eu acum o secundă, omoară-mă. Eu acum, nu mă omoră. Ce, doamne? Logică Buff Gamer 2022. Mai încercăm o dată. M-a bătut. Ok, de data asta am 5 transferări, mai bine. Mă pot transfera de 5 ori, înainte de numai de 4 ori. Pentru că mă transferasem odată în robotul ăla. Ok. Hai. Să te văd. Chica, plec de pe navă în bucăți. Data trecută, da, am plecat de pe navă în bucățele. Dar de pe data asta... Cum m-a omorât? Cu ce? Cum gândul m-a omorât? S-a uitat la mine și m-a omorât. Ok. Data asta m-a... M-am transferat numai o dată. Bă, sunt 4. Ăla galben poate spawna roboți. Asta nu-mi place mie. Ăștia la alți sunt mai mult pe atac. Îmi dau cu bombe. Asta e faza, asta nu-mi place. Trebuie doar să spamez cu arma peste tot. Pentru că nici măcar nu-i văd, sunt prea rapizi. Ok, m-am transferat în ăsta. Cu sulița lui de rahat. Scuzați limbajul. Bă, câți roboți mai spawnează tipul ăsta? Tipii. Bine, tipul că e unul singur care spawnează, dar... Nu! Nu vreau să mor! Voi nu vreți să înțelegeți asta, copii mici ce sunteți. Ok, mai sunt numai 2. Ok, mort. Pe tipul ăsta mai am. Care se ferește cap. Zici că nu-i pe viață și pe moarte. Ia, pe unul l-am omorât. Mai numai asta care spawnează robot și e enervant. Yes? Hai mă, elimină-l așa. Îl mai am numai tipul ăsta? Yes, am câștigat. Yes, ce se întâmplă? Battlecruiser D-48, what is your status? Has the human threat been eliminated? Ah. Report. Welcome, Captain. Și acum au detectat toate navele că am cucerit o navă aia și se bagă toți peste mine. S-
s-a terminat capitolul 4. Oh, nu. S-a întors pe mine, o să tragă! Ajutor! Să mai jucăm capitolul 5? Să nu mai jucăm capitolul 5? Știi ce? Dă-l încolo! Hai că-l mai jucăm! Este episod cam lung, dar îl puteți viziona în părți. Oh, nu! Aici e altfel, acum e altfel. Navele astea s-au întors către mine. Asta zice să trage. Bă, nu mai trageți în mine! Asta și-a transferat mintea. Ce se întâmplă? Ok. Ne-am transferat mintea. Captain, you have not issued a command for 5,000 milliseconds. Și că n-am zis nicio... Și că n-am zis nimic pentru 500 de milisecunde, adică pentru 5 minute. Ok, ok, zic ceva. Destruction by allied ships imminent. Că e confuz, că mă atacă. Zic că ăștia sunt inamici. Au devenit inamici, gata. Enemy presence overwhelming. Sunt prea mulți inamici. Recommendation: emergency hyper jump. Super salt, nu știu cum să scăpăm de aici. Eu zic că da. Command received. Exiting mind space. Am ieșit din spațiu mental, eu m-am transferat mintea într-un fel de computer și... Ok, e complicat jocul ăsta. Am activat viteza super luminică și ajungem... Acolo e soarele! Stați un pic, că sensibilitatea asta mă enervează, mă duc la setări și mă duc la mouse sensitivity să o cresc un pic, așa. Ce? Ships are inbound. Let me show you how to fly me. Here, practice shooting these garbage space rocks. Acum controlez naveta. Ce e asta? Star Wars? Ok. Apăs click și tracul lase. Ok, ăsta e Star Wars, nu mai discutăm. Very good. Real ships will have shields. Ci că navele o să aibă scuturi, ai și rachete pentru asta. Apăs așa. Click dreapta sau click stânga, depinde dacă e stânga sau dreptaci. Avem rachete, v-am zis, ăsta e Star Wars. To avoid getting hit, you may wish to engage in evasive maneuvers. Maneuvers, cu un accent de la american, dacă nu știu. Cu săgețile, bine, eu cu săgețile, dacă stânga și da. Voi cu A și D, din stânga, dreapta și cu Q și M, învârt. V-am zis, ăsta e Star Wars. Ce, s-a deschis un tunel de... Run away from us, human. I will be the one to bring an end to your foolishness. Da, ci că-s prost. Mai vedem noi. Toată apăs R când vreau să trag cu rachetele, că-s obișnuit din alte jocuri, da. Bă, astea-s rachete cu urmărire! Mi s-au încărcat rachetele. Hai, mă, nimerește-l odată. I-am dat toată cu laserele, asta l-a încetinit, cred. Hai, mă, de ce nu-l nimerești? Asta cum nu l-a nimerit? Am tras două. Ok, asta e lupta din Star Wars. Sau din Star Trek, mă rog. Dă-i în el! Că lui se coboară scuturile alea. Bate-l cucu. Evasive maneuvers. E, ci că evasive maneuvers, niciun evasive maneuver că te-am omorât. Mai vin trei și ăștia au și rachete. Missiles away. Once I blow away the shields, finish them. Și că după ce îmi distrug scuturile, păi nu-mi distrug scuturile, că te distrug eu pe tine. Star Wars! Bă, deci ce tare aș vrea să fie un joc numai cu asta. Hai, mă. Vreau să fac una dintre nave așa. Să se îndrepte către mine și după aia să dau cu rachetele în ea. Dacă îi se sparg scuturile, trag și o distrug. După aia asta. Bă,
Bă, n-am energie, stracu. Ok. Trage o dată, așa. Ok. I-am eliminat. Și că s-a terminat jocurile. Harvesting fleet, abandon all secondary objectives and converge on Earth. I will join you shortly. Atacați pământul? Nu prea cred. Vin cu super viteza mea și să vă omor pe toți. Cât sis? A, da, și cu shift pot să merg super rapid, am uitat. E ca boost-ul ăla mic. A, vrea să o urmăresc, roboțica asta. Da, nu te prind, să zicem. Nu ca și cum ți-aș fi distrus racheta. A! Ăștia doi mici mă tot enervează. Mușcă așa un pic din mine. Mușcă așa un pic din mintea mea. Din integritatea mea mentală. Haide, dacă te ferești... Yes, am scăpat de ei. Mai avem tipul ăsta? Haide, capul meu, mă enervați rău. Știți ce? Super viteză! Am dat, m-am bușit cu tine. Îți dai seama cum este, bușește în spațiu? Nu știu cum nu l-am nimerit pe tipul ăsta, mă rog. Aici numai ne luptăm. Yes! Yes, l-am eliminat. Mai avem încă doi. Ăștia, pișcăriții ăștia, care îmi tot dau cu chestiile lor verzi. Chestii, astea sunt gloanțe de alea cu laser, cum se numesc. Mă rog. Hai să mă ocup de unul dintre ei. Uite, ăsta încearcă să fugă. Ăla o să moară ultimul. Am tras cu racheta? Yes, mai e numai unul. Asta nu e luptă ușoară deloc. Îmi transpiră degetele. O rachetă? Nu l-a nimerit. Ăsta mă enervează tot meciul. Deci... Meciul, tura, mă rog. Deci, nu știu cum face să ratezi de fiecare dată. Te oprești? Te oprești? Că mă enervezi. Deci mă enervezi, total. Cu o rachetă nu pot să te nimeresc? Hama. Nu! Ce? Ok, atunci dau cu laserele după tine. Că practic și cu laserele poți să-i cobor scuturile, numai că nu așa de ușor. Disengage. Yes! I-am scos o chestie! Yes! L-am omorât! Ce-i aia? A venit împăratul cu nava lui uriașă! Și drone mici. Știi împăratul ăla care mi-era, știți împăratul ăla care mi-era în arenă? O veni cu nava lui de împărat și vrea să mă moare. Eu cu nava mea pișcărită. I-am eliminat și o fi având acolo. Deci ăsta mai vrea să eliminăm cu un scut, are scuturi duble. Da, ci că-s prost. Nu, nu ca și cum se-aș fi eliminat toată nava. Yes. Suntem victorioși. Vine ăsta cu jetpack-ul lui magic. Ce, doamne? Dar de ce, când poți să te duci cu jetpack-ul, de ce ți-ai mai luat navă? Am tras cu laserele după el și nu moare, ok. Unde s-a dus? Sectorul 14, ăla e reactorul. Like target, energy core. A zis și acum, cu nucleul de energie. Aaa! Și că am întârziat. M-a distrus! Oh, nu! Ce final trist, ăsta nu e niciun final. Ați uitat de ăla de transferat mintea. Mi-am transferat mintea aici. This mind virus you carry is fascinating. Chica e fascinant. You must study it once your world lies in ruins. Chica, în ruine lumea, nu prea cred. M-am cuiat aici, nu pot să deschid ușa. Bat la ușă. Sunt deprimat.
M-a găsit unul. Stai un pic. We're going to have to transfer you. Asta era în trecut, mai țineți minte? I'm establishing an uplink. Când a fost ea distrusă și ne-a băgat virusul în cap. Ok. Ne-a distrus. Ăla a murit, dar i-a băgat deja virusul. A murit și după aceea ea s-a transferat. Ăștia fac deja Spider-Tron 7000. Ăsta a devenit și a transferat mintea și a omorât pe toți. Fuge, îl omoară, își transferă. Se transferă și el. De data asta pe nava împăratului. E omorât de ăsta, se transferă, se mai transferă încă o dată. Se mai transferă încă o dată și ăsta e el care de fapt a ajuns la noi. E, ca să ne îmbrățișăm. Așa cum ai ăsta slab și el e ăla super puternic. La bun, hai să începem. Se încarcă, ce se încarcă? Oh, nu! Oh, nu! Și n-am transfer mental de la. Nu mai am niciunul, am infinite. Deci am de alea de transfera mintea la infinit. Pentru că nu mi-apare acolo sus. Nu mi-apare acolo sus că ar fi limitate. Ronnie McDonald, mă rog. M-a omorât. Dar acum îmi apar chestiile alea. Spider-Tron 10 miliarde. Repară Ăsta repară nava. Și ce vine pe aici? Alte nebunii? A, alte nebunii, am ghicit. Bă, Ronnie ăsta e super priceput. Îmi retrag cuvintele. Bă, și-a schimbat corpul în altul. Ronnie. Și-a schimbat corpul în capitanul lor ăsta. Numai personajul OP primește. Ok. Cu o săritură de războinic intră acolo. Dragoni! Stânga! Ronnie! M-ai dezamăgit! Distrugem dragon la greu. Ok, mi-am transferat și eu mintea încă o dată. Am și arc și sabie. Le schimb foarte rapid între ele și creez un arc o sabie. Aia n-au... A, ăștia salții. Acum analizez. O, nu, alți roboți de ăștia care creează alți roboți. Bă, ăsta îmi dă bash. Adică mă împinge cu scutul. Seriously. Nici nu mai văd ce se întâmplă. Așa că nu vă supărați pe mine. Yes, l-am bătut. Ronnie, haide, să-l batem împreună. Mă celărești. Cu o săritură de războinic sare Ronnie și-l omoară. Și se încarcă. Ca de obicei se încarcă. Ce ia? Și trebuie să trecem după fiecare. Și aici e ăsta. Și aici e ăsta mare. Să nu-i lăsăm să ajungă la pod. Să ajungă la pod. Cui pasă? La, nu la pod, la... La zi, la... Bridge, la punte. Îi măcelărim, ăștia-s de început. Nu le fac ei nimic. Nu știu nici să dea, știu numai să dea cu stânga, cu zi. Ronnie se luptă la greu cu ăsta. Nu pot să-i ajut că nu vreau să-l rănesc pe Ronnie. Așa. S-a transferat Ronnie. Ok. Spider-Tron 6000 și arcaș. Serios. Easy peasy. Easy peasy, lemon squeezy, pentru că pot bloca săgețile. Fiți atenți aici. Easy peasy, lemon squeezy.
Queasy. Și acum o să sar cu o săritură de la Zboivic în acest Spider-Tron și o să-l omor. Spudertron? Spudertron, așa. Oh, de-aia cu ciocan. Și de-aia cu soliță. Asta era la OP care m-a întâlnit în capitolul 4, dacă nu mă înșel. Mai ții minte? Bine, e același model, nu e același... Asta nu-i Ronnie. Nu, Ronnie dincolo. Din coale. Cu limbaj așa mai ardelenesc. Ardelenesc. Gramatică. Eu, când se deschide ușa, cred că... Ai de cap... Ce văd eu e corect? Ai de... Capuș de zilele mele! M-a omorât ceala... Ok. Ok. Aterizează capitanul! Aici erați oameni. Și că dacă, ne putem opri... Oh, ne-o făcut și... Ne-o făcut și așa! Așa zici? Dar oare știi pe asta? Da, pe asta! Le știi? Știi pe astea? Te-am bătut ușor. Nu știu ce am cu capitanii ăștia, dar ușor îi bat. Ăștia salți? Ce? Mă rog. Ăștia salt roboți, cred că erau clone pentru noi. Ăsta era un mini boss fight, dar eu și Ronnie suntem de neînvins. Eu iau prin dreapta. A murit Ronnie. Rip Ronnie. Rip Ronnie și acum a murit Ronnie fix când aveam eu nevoie de cel mai mult de el la ultimul boss fight. Nu știu dacă ăsta o să fie mare boss fight, dar nu. Iau așa, suc. Suc de pregătire. Stai că trebuie să... Suc de pregătire. Oh, nu! S-a întors și Ronnie, yes! Nu mai, Ronnie nu mai e rip. Dar acum e rip. Nu înțeleg cum te bate așa ușor. Ai dec, ăsta dă cu foc. Spamați cu săgeți în el. Să plouă cu săgeți. Oh, nu. Băl. Asta nu-i mare boss fight. Asta e bossul secundar. Penultimul. O să vedeți voi mare boss după aia. Vă spun doar așa. Haide. Din ce ți-ai făcut capul ăla? Țăcălia aia, de ce ți-ai făcută de si rezistă, așa de rezistentă? Bă, ești doar un cap? Te-am învins. Serios? Ce e asta? You still do not comprehend the futility of your struggle. Nu înțelegem. There is nothing mere physical weapons can accomplish against my endless supply of clones. Și că are clone infinite. Am intrat. Și că fizice. Am intrat iarăși, cred. Stai, să vedem. Am intrat în spațiul ăla, știți? Oh, human. Why would you enter my digital domain? Security programs. Tell their mind apart. Știți că am intrat și le-am zis la navă să facă nu știu ce. Acum am intrat și ne luptăm cu niște roboți de ăștia tot mentali. Din tărâmul minții. Programe de securitate. Deja am intrat pe domeniul digital. Super robotul. I-am învins și acum se ridică astea și devin nimic. Asta e cumva un tărâm controlat de tipul ăsta și noi trebuie să-l cucerim, cred. Habar n-am. Ok. Ce e asta? De ăștia cu soliță slabi. Am omorât doi dintr-o dată. Sunt profesioniști care îi omoră pe toți dintr-o lovitură. Ok, trebuie să sparg cubul ăsta Rubik sau ce? Ok, l-am spart. Cred că am dezactivat ceva, habar n-am. Ok,
Ok, următorul. Aici cred că e zona aia de un scut. Aici bănuiesc. Haide. A, nu, ăla a fost mini-boss. Împăratul ăla. Ăștia și mini-boss și ei, dar... Yes, m-am transferat în minte de asta de super... nu știu, cu... cu ciocan. Ciocanita. Știți, deci... Nu, nu, nu! Am fost distrus de nu știu unde. Ridică-te! Yes, l-am bătut și pe ăla. Mi s-a glitchuit ecranul pentru o secundă acolo. Și am spart cubul Rubik. M-am enervat și l-am spart. Bine, bineînțeles că nu un cub Rubik real. Cub Rubik, zic, din joc. De ce ai face asta în realitate? Cub Rubik e sfânt. Aici avem pe partea stângă și pe partea dreaptă două cuburi misterioase. Ăsta îmi dă armură. Și ăsta ce face? Ăsta îmi bagă la loc transferurile. Unde mă duc? Nu-i treaba ta. Aici zona lui cu clonele. Încă un cub mai trebuie. Stay away from my clone. Știți pe Spider-Tron 5000? Știți pe Spider-Man 6000? Spider-Tron 7000. Și mai puternic. De parcă și azi n-ar fi fost destul. Ăsta îmi dă cu lasere. Spider-Tron 7000. Dacă ăsta e Spider-Tron 7000, atunci cum arată Spider-Tron 10000? Cum ar arăta, că nu există de fapt. Băi, dă-te la o parte. Spamam tastele de aia. Mi-am folosit laserele împotriva lui. Păcat că nu mă pot transfera în Spider-Tron. Ar fi o chestie. Ok, îți dă asta cu sulița. Îți dă asta cu sabia. Acum înțeleg de ce mi-a dat să-mi refac chestiile alea de mind transfer. Yes, l-am bătut și pe el. Și apoi dă asta cu sulița slab. S-au distrus clonele mele? Stay away from there. Nu, nu o să mă îndepărtez. You think destroying my clone matrix changes anything? Killing me will not stop the invasion. Not while the core instruction sits at the root of our life. Aici e instrucțiunea. Mai trebuie să distrugem un cub. Make it fight in robot form. Ai instrucțiuni lor. Pentru asta trăiesc ei. Dacă nu distruge chestia aia, dacă nu distruge chestia aia, tot o să ne tace chiar dacă omor împăratul. But your obnoxious mind virus might just let you past its defenses. Go now, fool. Du-te, prostule. Bă, ăștia au ceva să-mi zică prost. Habar n-am. De ce? Ok. Aici, cred că, ok, oare să mă transfer, mă las în chestiile astea și dacă mă omoară mă transferă în tipul ăsta. Și că foarte bine apărat, 4 de ăștia cu sulița e apărare foarte bună. Și apoi avem aici cubul pe care o distrugem. Nu moare, așa, nu se distruge, că nu-i mort, mă rog. Incredible, the voice. It is silent. Vocea. Vocea cu un sunet de la. Emperor, what just happened? Our command said it has shifted. Do we proceed with the harvest? No. Call back our ground troops. I have decided on a different approach. Stay. Annihilate them from orbit. Bă, ăștia vor să ne distrugă planeta. Recalling infantry. Serios? Silly games. Why should we play them with life forms so clearly inferior to ourselves? Ăsta și-a făcut așa. Reduced to a single body. Unul dintre eu. Ăsta e bossul final. Are lasere.
are lasere anti-săgeți. Dacă trag o săgeată mi-o distruge. Mi-o distruge cu laserul. Are sabie cu laser. Dă cu lasere din ochi. Nu mai, gata. O da cu ambele arme, uite așa, și m-o împins. Ai de capul meu. Indiferent cât de mult m-aș antrena pentru bossul ăsta, tot mi s-ar părea greu de bătut. Și mai face și alte cuburi de alea care îmi blochează și cuburile alea îi dau armură. Deci cuburile alea îi dau armură. Asta nu-mi convine mie. Ok. Mai avem numai 3 transferuri, mai pot să mor numai de 3 ori. De 4 ori de fapt, că... De 3 ori fără să se întâmple ceva. Ok, deci îmi dă o dată cu sabia și mă moră, serios. Yes! Armură din adamanțiu. Cap de adamanțiu. Mai printează cuburi de alea de parcă n-ar fi destul. Îi dau până până mor de nervi. Și dă și cu foc din gură. Din gura de unde printează cuburi de alea mai dă și cu foc. Ok, i-am dat jos mâna. Hai că-l batem, hai că-l batem. Oh nu, dă cu foc. Hai mă. Yes, l-am bătut. Ăsta a fost greu, recunosc. L-am bătut și pe el. We are ready to commence the... I see. Ah, come on. The Emperor is dead. Captain, this leaves you in charge. What do we do? It is time to go home. Și ca se duc acasă. Ne-au lăsat în pace. Humans, sorry about your major population centers, but enjoy this cool ship you have taken over. Și ca să le placă nava asta. Interesantă. Și... Hai să vedem ending-ul, că aici se termină jocul. Apar oamenii din trecut. Nu, din trecut, mă refer, oamenii care au fost omorâți. Yay! Am salvat omenirea. Yupii! Ăsta e prietenul meu, Steve, nu știu cum. Și ăștia doi, cred că devin conducătorii umanității pentru că au salvat-o. Se mai creează oameni și de dincolo. Ăsta cum aleargă? Și vine și ăla cu flappy arms. Se îmbrățișează. Yes, final fericit. Acum putem conduce galaxia, zice ăla care își ridică mâinile așa. Pământul, casa noastră din trecut. Și s-a terminat jocul. V-a plăcut? Sper că da! La revedere!